În explicarea tehnologiei, întotdeauna, așa cum v-am spus, trebuie să porniți de la un început. Ați văzut, v-am tot arătat diagonala asta la foaia asta. Deci tot e un dualism în lume și un echilibru între ele, da? Care pe tehnologie și pe orice se numește conservarea energiei. Nu sunt extrem de bine puse aici, așa, dar o să le pun eu mai bine când o să am timp. E, și totul pornește la tehnologie de la două lucruri importante. De la o masă materială, așa, materialul ăsta, și o masă energetică. De ce e masă? Că și masa energetică e tot ceva material, știi? E un dualism acolo, așa. O energie-materie, așa cum ați învățat la fizică. Dar totul pornește de la o masă materială și o masă energetică. Și natura spune în felul următor. Totul, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă. Totul se transformă. Adică masa materială se transformă în masă energetică. Da? Masa energetică devine masă materială, înapoi. Da? Care după aceea se transformă în masă energetică. Și masă materială, tot așa. Așa, e, așa sunt legile naturii. Nu eu le-am făcut, sunt constatări făcute de sute de ani, mii de ani. Eu pur și simplu le-am descoperit și eu. E, și cum înțelegi lucrul ăsta cu masă materială, masă energetică? De exemplu, trebuie să luăm bicicleta asta, da? Eu trebuie să pedalez acolo, da? E, eu sunt în sinea mea o masă materială, domne, biologică, dar sunt o masă materială. Dar, da, cum e aici? Dar o să devin dintr-o dată masă energetică. Pentru că eu apăs pedala acolo, așa, ca să fac un lucru mecanic, o mecanică. Acolo, așa, da? Și mecanica asta, da, e tot așa, e o masă materială, dar se transformă într-o masă energetică, pentru că pune înăuntru niște mecanisme, alte feluri de mecanisme materiale, de masă materială. E, și alea, la rândul lor, vor deveni o masă energetică, că pune alte mecanisme în mișcare. Și tot așa, tehnologia asta duce până unde ai nevoie lucrul ăla util. De exemplu, ăsta, dacă vrei să faci curent electric pentru ceva, doar că ăsta e pentru sport. E, îți face curent electric, știi? No, și ai nevoie să faci calculul la masa asta materială și masa energetică. Da? La toate operațiunile alea care le-am zis. Da? Între mine, care eu devin din masă materială în masă energetică, după aia din masă energetică iarăte în masă materială și masă energetică devine materială și transmite tot așa dintr-o parte în alta. E ca o rezonanță dintr-o parte în alta. E, toate astea le-au un loc, au și un randament al lor. Vedeți, v-am dat aici, așa? E o conversie energetică, adică, domne, cât pot eu să pedalez în pedala aia, e o conversie energetică acolo, așa, știi, un volum de energie și îți trebuie ca să apeși pedala aia să-ți dea alte transformări energetice mai departe, între mecanismele alea care continuă, da? E o chestie cum v-am arătat aici. Uite, așa trebuie să înțelegeți, da? Eu sunt masa materială, ăla de acolo. Devin masă energetică, ăla de acolo. Masa asta energetică, care sunt eu, mă transform în material, dar transmit masa energetică dincolo, în chestia asta, știi? Care se mișcă. Și după care, masa asta energetică e o masă materială în sine, care dă drumul la masa elaltă energetică de acolo, așa. Da? La, nu știu cum, la roțile dințate și mai departe. Dar e o înșiruire. Trebuie să mergi pe toată înșiruirea aia de acolo, așa. Și în orice, orice faci, orice construiești, nu știu, uite, un aparat ăsta, video, ce vreți pe acolo, doar că acolo sunt milioane de înșiruiri de-astea de masă materială, masă energetică. Ai mai mult de gândit și de calculat. Da, și o conversie energetică, da, un randament mecanic, randament energetic, da, între toate astea e un bilanț energetic. Aici va fi pus lucrul ăsta, da? Între masă materială și masă energetică. Aici se pune și se calculează un randament energetic între ele. Da? Cât am de, cât eu ca masă materială, cât util am transformat aici energetic pentru mine. Nu știu dacă m-am făcut bineînțeles acum, dar o să mai revin pe lucrul ăsta și m-am făcut multe filmulețe cu chestia asta. Da? Și între ele e un randament. Și ce e util? Nu știu, randamentul 90%, să zicem. E, 10% s-au pierdut în alte lucruri. E inutil pentru mine, dar regăsești în natură lucrul ăla.
Da, și dacă e un bilanț al randamentelor energetice, vezi că bilanțul e la chestia asta, ce v-am spus, da? Masa materială care se transformă în masă energetică. Masa energetică e, o poți gândi ca masă materială, care se transformă în masă energetică și tot așa. Între ele sunt randamente. Și bilanțul ăsta se adună, da? Și ajungi, de exemplu, la ăsta, dacă ai 90%, aici mai scade cu 13%, aici cu 12%. Și în total ajungi la un randament total pe chestia asta, probabil de 50% numai. Ați văzut cum e la termocentrală. E randamentul pe cazan, pierderile de energie din cazan, pierderile la asta, la transforma, la generatoare, pierderi la sfârlezele alea care se învârt atunci când aburul e pus în mișcare, da, și ajungi la 40%. Da, sfârlează vreo 15% randament, se pierde la generator încă vreo 5-10%, mai iese căldură și din cazan de acolo așa încă 10-15% și ajungi la 40%, 30-40% la o termocentrală. Da? Deci bilanț al randamentelor. Da, după aia vine și o rezistență termică, trebuie să pui între chestia asta așa, sau o rezistență mecanică, cum aici, știi că e un mecanism mai simplu ăsta. Da, domnule, rezistență, vedeți, mie mi s-a stricat aici așa o șmechire, domnule, n-are rezistență mecanică. Piesa asta de aici poate să-mi strice tot ansamblul ăsta și mă oprește, da? Și îți trebuie o rezistență mecanică. Uite aici, uite aici, rezistență mecanică. E, ai nevoie de un bilanț al rezistențelor mecanice, da? Cum am scris aici, da? Ca să toate lucrurile astea să se îmbine bine și să reziste. Să nu te trezești cu o chestie din asta care îți distruge toată problema. Și un bilanț la toate lucrurile astea, da? Masă materială, masă energetică, masă materială, masă energetică. Adică eu, piesa asta, piesa mai departe dinăuntru la chestia asta, să nu se strice, să reziste. Da? Și trebuie și o rezistență acolo. Da? După aia o durată de utilizare, nu? Bilanțul duratei de utilizare, cum am zis aici, păi dacă se strică chestia asta, păi eu ce mai fac? Că trebuie să o arunc. Da? Da? Durata de în timp dispare, da? Durata de utilizare, cât o ții iar în funcțiunea asta, lucruri din astea. Și da, deci între masă materială și masă energetică, trebuie înțeles. După care vin lucrurile astea, cele 7 fundamentale, adică niște măsurători. Dom'le, să-mi dau seama ce fac acolo așa, da? Uite, kilograme, cu câte kilograme trebuie să apăs în pedala aici, ca să se învârtă pedala, da? Și uite aici, ai și un timp, în secunde. E și o termodinamică, dacă e de termodinamică. Aici e numai o mecanică simplă, e ușor. Da, și v-am dat aici tot felul de mici din astea, cum se spune, măsurători, ca să vă dați seama, sunt 7 în general, da? Masa în kilograme, termodinamica în grade Celsius, timpul în secunde, spațiul în lungimea în metri, mai e pe aici la electricitate, ceva la electromagnetism, razele soarelui cu candela, da, și molul din chimie. Astea 7 și toate astea 7 se tot variază între ele, da? Aia sunt și aia de acolo ies măsurători fundamentale, cele 7, și restul sunt derivate. Așa se spune în fizică. În mecanică aici numai vreo 3 trebuie să ții cont. E presiunea aia în kilograme ce apeși aici, e timpul în secunde și nu știu ce mai e pe acolo, metri pe secundă, știi? Cât dai pe aici așa la fazele astea. 3 chestii din alea 7 fundamentale. Trebuie să ai grijă de ele. Da, e, după ce ai făcut chestia asta, știi, trebuie să treci la următoarea fază. Dar masa energetică se transformă în masă materială, știi? Adică eu ca masă materială m-am transformat în masă energetică, știi? Și m-am transmit aici și altă energie, cum am spus mai devreme. Și trebuie și cu asta să treci la următoarea operațiune. Dar te uiți aici la randamentele energetice, la rezistența mecanică, da? Și aici calculul, da? Cu diferite chestii. Adică metri pe secundă, kilograme metri pe secundă, joule-uri, kilograme pe Kelvin, gradele Celsius, dacă nu înțelegi. Știi? Și trebuie să faci și aici așa. Același chestie. E, lucrurile astea ce vă spun așa, da, la toate lucrurile de pe pământ, și în biologie, și în tehnologie, și orice, moleculă cu moleculă, exact cu tiparul ăsta trebuie să mergi, da? Masă energetică se transformă în masă materială, masă materială după aceea se transformă în masă energetică. Dualismul ăsta. Te uiți pe aici așa, că o să vă dau lucrul ăsta, la randament energetic, ce rezistență termică, rezistență mecanică, da? Randament mecanic și după aia bilanțurile. Pentru că ai mai multe, e un lanț, o înlănțuire acolo. Așa trebuie să mergi și la mașină.
Da, mașina are o înlănțuire de lucruri, nu? De la benzină pornești motorul, pe acolo piesele din motor, până la planetare, până la mașină, știi, care să-ți învârte mașina. Toate aspectele, toate mărunțișurile. Vedeți că totul se transformă din masă energetică în masă materială. După care masa materială se transformă în masă energetică. Și uite așa, cu lucrurile astea mergeți continuu între ele. Trebuie să faci. Să faceți măsurătorile astea. Da? Plus rezistența termică de aici, da? Bilanțul randamentelor și toate alea. După aia măsurătorile. Și tot așa. Da? O să tot revin cu lucrurile astea că nu sunt în condiții foarte bune acum de a lucra chestia asta. Dar o să mai revin cu chestia asta să vă explic... Să vă dau exemple continue despre așa ceva, că numai asta e. În orice, ce am spus acum se repetă la nesfârșit în orice domeniu de activitate, și în biologie, și în tehnologie, și în orice.